Declarația parlamentarului PSD, care a spus că este gata să apere statul cu mitraliera în mână, îi aduce probleme. O asociație de revoluționari îl acuză că a fost unul dintre cei care au condus represaliile minerilor în 1990 împotriva demonstranților anticomuniști. Iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii publice, dar fără să nominalizeze un acuzat. Cristian Popa ne spune ce implicații au toate acestea. Bună ziua, Cristi! Bun găsit. Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal care vizează faptele făcute de Cătălin Rădulescu, deputatul PSD. Nu este vizată domnia sa, ci fapta de tulburare a ordinii și liniștii publice. De altfel, procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu, având în vedere calitatea de deputat, de parlamentar a acestuia, dar pe de altă parte, în perioada următoare, cu siguranță, procurorii vor analiza și o parte dintre sesizările care au ajuns pe birourile acestora cu privire la declarațiile pe care le-a făcut în ultima perioadă deputatul, pentru că vorbim de sesizări și reprezentanții Asociației 21 decembrie 1989 au depus mai multe sesizări cu privire la faptul că deputatul a participat activ în timpul mineriadei din iunie 1990 și spun reprezentanții Asociației că au fost făcute mai multe audieri în Pitești și acolo mai mulți martori, inclusiv foști polițiști, l-au indicat pe deputat ca fiind parte activă a mineriadei. Pe de altă parte, vorbim și de declarații pe care deputatul le-a făcut în ultima perioadă. Pe de o parte, o declarație în care acesta certifica faptul că are o mitralieră AKM pe care ar fi folosit-o în timpul Revoluției, o mitralieră pe care o deține legal, spunea acesta, dar tot deputatul PSD continua și spunea că ar folosi-o dacă situația ar mai cere-o. Pe de altă parte, o altă declarație care a stârnit rumoare, se referă la faptul că deputatul la un moment dat nu a fost de acord cu protestatarii din Piața Victoriei și declara acesta că ar trebui să fie dispersați protestatarii cu tunuri cu apă. Domnul Rădulescu, conform declarațiilor aflate la parchet, a transmis dispoziția să se adune tot frontiștii din județ să vină, le-a pus la dispoziție autobuze împreună cu prefectul de atunci și s-au deplasat la București ca forțe paramilitare pentru a bate demonstranții din piața universității. Clar că n-au venit degeaba oamenii. Au o nebunie, cu ce să te raportezi? Dacă sunt nebun la cap, să facă ce vor ei. Eu eram pe vremea aia deputat și ca și toți deputații în Parlamentul României de atunci, am asistat cum au intrat minerii peste noi și ne-au ocupat Parlamentul.